Bună ziua, domnul primar, bine v-am găsit. Este prima dată, spre rușinea mea, când vin în localitatea Vlădila. În localitatea am mai fost, dar la primărie nu prea am fost, pentru că au fost conjuncturile altfel. Eu știu, ba Studina, ba Vișina, ba Caracal, ba nu știu ce, și dumneavoastră sunteți un pic peste mână, așa, și mi-a fost puțin mai dificil să ajungem la dumneavoastră, dar am văzut că în ultimul timp localitatea s-a schimbat oarecum. Străzile arată bine, sunt asfaltate, nu știu cum stați cu alimentarea cu apă, știu că sunteți acum la cel de-al doilea mandat. Cât de greu a fost primul mandat, dar să recunoaștem că, așa cum a spus dumneavoastră, sunt jurist al primăriei, în primărie știți cu ce se mănâncă administrația publică locală. Vă rog, spuneți, cum a fost primul mandat? Păi, primul mandat a fost foarte greu. Și cred că și asta v-a și determinat, ați văzut că nu s-a făcut nimic în localitate, da. Și v-a determinat să candidați, să puneți așa piciorul în prag. Da, păi, după 22 de ani de postul primar, da, nu prea a realizat multe lucruri în comună. Știam despre ce se vorba, am fost înainte de a fi primar 8 ani jurist în primărie și chiar din prima zi de când am intrat primar, și toți cei 4 ani am muncit și am realizat foarte multe obiective de investiții. În primul rând, primăria asta este o investiție cu care ne mândrim, este declarată de către președintele Consiliului Județean sau fostul președinte. Da, cea mai frumoasă din județ, da. Așa este. A fost la inaugurare aici. Este o primărie realizată jumătate cu fonduri de la bugetul local și jumătate de la Ministerul Dezvoltării. În jur de 7 miliarde a costat toată investiția. Serios, numai atât. Pentru că un sens girator, spre exemplu, la Slatina, un sens girator cu niște floricele pe lângă, a costat 8 miliarde. De asta vă rămas surprins. Păi asta e cu bani foarte puțin. Au lucrat două firme de la noi din comună, deci cu oamenii din comună, da? Bineînțeles, în legalitate cu totul, s-a realizat acest obiectiv de investiții în 2 ani. 2013-2015 a fost finalizată, da. Și cu sprijinul Ministerului Dezvoltării. Da. Este o investiție la care am ținut foarte mult. Era o clădire de peste 100 de ani, da. Improprie desfășurare activității. Bine, determinarea mare a fost și faptul că nu au dispensare, era clădirea dispensarului veche, era foarte veche la fel și condițiile din dispensar la fel erau improprii pentru desfășurarea activității și am rezolvat două probleme prin construcția acestei primării. Am mutat primăria și dispensarul, am renovat-o pe cea veche și am mutat dispensarul și am făcut și centrul de permanență, care nu este încă dată în folosință, e făcută solicitarea și urmează să aprobările. Aprobările necesare pentru a da drumul și la centrul de permanență, care la fel este, am făcut inclusiv camera de gardă pentru medici, este dotat complet cu mobilier și pentru desfășurarea unei activități normale, separat de cabinetele medicale, care sunt 3 cabinete, fiecare medic cu cabinetul lui, sală de tratament, sală de consultații, la fel, făcute separate. Avem 8 locații în acea clădire. Plus toalete, interioare, nu se mai pune problema de așa ceva. De unde ați avut bani de dotare? Că, na, așa ce... Aici, bani din bugetul local, cei mai mulți bani. În anul 2015 a fost un an, cred eu, pentru majoritatea colegiului primar, bun din punct de vedere al alocării resurselor financiare. Spuneți de începutul anului când s-au dat acei bani. A fost o formulă de alocare a sumelor din taxa pe valoare adăugată și din impozit, care ne-au avantajat, mai ales cu noi comunele mai mici, cu bugete proprii destul de mici. Eu, de pildă, nu pot să-mi asigur nici salariații din bugetul propriu și taxele și impozitele locale, dar cu sprijinul și Ministerului Dezvoltării, Consiliului Județean, Guvernului, am reușit să realizăm
important. Și aici, la sediul primăriei, v-am spus că această construcție ne-a ajutat cu suma de 4.300.000. 2.700.000 din bugetul local și 4.300.000 din la Ministerul Dezvoltării. Și nu numai primărie, s-au realizat mai multe investiții. Da, vă rog să ne povestiți că, uite, unii, vorba cum ați spus dumneavoastră mai devreme, 22 de ani, fostul primar, n-a făcut aproape nimic, iar dumneavoastră ați reușit în numai 4 ani să faceți niște obiective importante în localitatea Vlădila. De lângă ăștia a fost reabilitat cu căminul cultural, da? Cu extindere, toalete, la fel, publice, modernizat complet, da? Pe bugetul local, la fel. Au fost construite, la fel, cabinele fotbaliștilor, deci dotarea. Aveți echipă de fotbal care, da, știm că sunt performante. Da. Și am construit și cabinele necesare echipei de fotbal, tot din fonduri locale. A fost reabilitată grădinița, la fel complet. Copii aveți? Avem, da, avem 60 și ceva de copii la grădiniță, da. Și a fost reabilitată complet, dotată complet, la fel cu mobilier și centrală electrică pentru încălzire. Au fost construite două locuri de joacă pentru copii, în două locații, una în spatele primăriei aici și una, și unul dintre ele la, în spatele grădiniței. Au fost reabilitate cimitirele complete, două cimitire care la nivelul comunei au fost extinse cu o suprafață achiziționată de către primărie. Au fost tornate alei împrejmuite. Au fost iluminate stradal și în interior, în cimitire. Au fost construită o piață agroalimentară. Era necesară că zona dumneavoastră, fiind propriu-propondere în legumicolă, să nu mai stau oamenii cu zarzavaturile închise pe drum. La fel o investiție foarte mare, aproape 5 miliarde pe bugetul local, făcută, dotată complet la fel, cu toalete și sală de brânzeturi. Cu pentru lactate, produse din lapte și carne, probabil. Exact, da. Oamenii sunt mulțumiți acum, nu mai stau cu... Sunt foarte mulțumiți, da. Așa am intervenit și la școală cu împrejmuire, cu teren de fotbal și la școală, doctori pe la școală. Au fost pietruite drumurile. Laterale, 8 km de drum pietruit, da. Iluminatul stradal îmbunătățit, remontarea 84 de stâlp de iluminat public din țeavă, tot pe bugetul local, dotarea tuturor stâlpilor cu lămpi pe unde există rețea de iluminat, extinderea rețelor de iluminat în toată comuna. A fost finalizat proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă, care a fost început în 2007 și lăsat 4 ani, nu s-a investit la el, au fost introduse conductele de cât. Și după ce am intrat la mandat în 2012, cred că cu acele conductele s-au dat la naibii? Nu s-au dat, dar au fost reabilitate, s-a intervenit și au fost multe probleme cu acest sistem de alimentare cu apă, dar am reușit și este finalizat și sistemul de alimentare cu apă și oamenii, acum am început branșările la acest sistem de alimentare cu apă. Da, în câmp au cu ceu, da, legumele. Nu prea, da. Nu avem noi specificul comunii, nu este pe legumicultură, să zic așa, da. Mai mult pe cereale, pe cultură mare. Pe cultură mare, da. Nu avem o tradiție, da. Fiind aproape de Caracal, aici oamenii au lucrat la... Imediat. Da. Sunt multe, foarte multe obiective în investiții care le-am realizat. Ce aveți în plan pentru mandatul ăsta, domnul primar? Știu că de-abia trecurăți, abia constituirați... Păi, pentru ce fac două ani, da, oamenii mi-au dat un vot mașină, am luat peste 23%
Da? Și sunt foarte mulțumit de acest vot al oamenilor, care a fost un vot corect pentru munca depusă în cei 4 ani. Și m-au responsabilizat pentru încă 4 ani să le duc la bun sfârșit foarte multe proiecte de investiții care le avem. De asta vă spun că este un mandat foarte greu, în care am 10 proiecte mari de investiții pe care vreau să le-am propus să le finalizez în acești 4 ani. Între acestea, cele mai importante sunt asfaltarea 8 km de străzi comunale. Acele ulițe pe care dumneavoastră se rezolvă, da, kilometri, da, care sunt pietruite. Da, sunt. Asta vreau să vă întreb. Când urmează asfaltarea? Că cu pietruirea... Este introdus proiectul pe fonduri europene, da, pentru asfaltare. La fel, canalizarea. E un proiect foarte mare la nivel comun pe 16 km. Este în fază de proiectare, finalizare, proiectare și introducere pe ordonanța 28. Am un proiect pentru asigurarea energiei necesare tuturor instituțiilor pentru un hectar de panouri fotovoltaice, care este în, la fel în proiectare și... care aparține Consiliului Local. Consiliului local. Da, sigur. Nu este o privatizare. Nu. Și numai pentru instituțiile din comuna asta. Deci pentru instituțiile publice. Am un proiect foarte mare care deja a intrat în fază de executare pe școală, care înseamnă o reabilitare completă de 17 miliarde pe Banca Mondială, prin Ministerul Învățământului. Și în felul acesta, făcând și școala, cam toate instituțiile la nivelul comunei sunt puse la punct și modernizate și tipate corespunzător. Am un proiect la fel care vreau să-l introduc pe fonduri europene, pe GAL, în speță, pe grupul de acțiune locală, pe clarurile Oltețului, unde suntem noi arondați cu teritoriul, pentru construcția unui cămin de bătrân și dezvoltarea unui serviciu de asistență socială la nivelul comunei. Am un proiect mare de reabilitare și modernizare a unei cijmele, de care nu ne bucurăm la nivelul comunei, este o apă foarte bună, dar sunt 4 cejmele într-un singur loc și vreau să modernizăm această, să spun, oază de verdeață și de, da, și o apă potabilă, care vin foarte mulți cetățeni și din alte comune și și alimentează... Dar cum a ieșit apa asta așa bună și la dumneavoastră? Și de mult, e de mult. De mult, nu, nu. Da, comunale care... Vin de la munte pe undeva, cred că nu sunt încă atacate de nitrat, nitrit, da, și alte chestii. Este o apă... Deci verificată? Da, este, da. Este potabilă, este în regulă, da. Și vreau să modernizăm acolo, să creăm și un parculeț în zona aceea, să facem o pădurire de vreo 3-4 hectare a zonei, da. La fel am un proiect, un părculeț la nivelul comunei. Ele mai sunt create 2 mini-părculețe, să spun așa, pentru tinere, dar am un proiect pe terenul fostului dispensar, aproape 25 de ar, care se află în centrul comunei, să amenajăm un spațiu, să spunem așa, de recreere pentru tineret. La fel. Mai vin tinerii, rămân tinerii la seară, domnul primar. Da. Așa, că, apropo, dar copii cu totul la școală, la grădință, cât aveți? Cu totul avem 180, 175. Da. Am văzut că aveți cu 60 la grădiniță, doar să zicem. Da. Înseamnă că tinerii s-au stabilit aici. Da, sunt bune, pleacă. Nu avem scădere prea mare. Avem scădere din 25 de ani de la 2300 la 2100, că atâta de comună. 2069, 2070, 2100. Aici suntem. Iar în 90 era 2350 era populația. Deci e scădere, dar... Bine, nu așa dacă se merge în acest rim, probabil în 50 de ani suntem sub 2000. Da. V-ați gândit? Dar s-a stabilizat, zic eu, cât de cât, da, au mai plecat.
unde pot să lucreze, cum pot să se întrețină, eu știu, tinerii sau o familie tineră, tânără, cum poate să se întrețină în afară, numai cu agricultura, nu? Da, cu agricultura. Avem și câteva societăți de sprază comune, două mori și fabrici de pâine, da? Unde sunt în jur de 100 de persoane angajate. Restul lucrează în localitatea de Caracal, în orașul Caracal, da. Sunt la fel în jur de 100-150 de cetățeni care lucrează la Iazaki, la fabrica de confecții, am înțeles că angajează și la fabrica de vagoane. Da. Cam astea sunt, da. Locurile de muncă, să spun așa. De muncă, că dacă nu se creează ceva locuri de muncă pentru tine, nu prea stau, că n-am din ce și... Da, sunt o parte lucrează la Distilozul, care e Interagro, care nu este pe teritoriul nostru, dar pe teritoriul Comunei Treamă, dar e aici lângă noi, în gară. Da, da. Da, și la fel, mai sunt vreo 10-15 locuri de muncă și acolo. Da. Așa vreo societate care se dezvolte vor să vină să facă un depozit ăsta de achiziții cereale de depozitare, da, suntem în discuții cu un investitor. Sunt mai mulți care vor să investească, dar îi așteptăm și da, eu le ofer. Trebuie să le ofer. Da, le ofer facilități. Da, dar numai să vină, să investească, asta este important, da. Deci aveți o grămadă de proiecte în plan. Cred că multe din ele sunt și realizabile, pentru că dacă ați făcut dumneavoastră în primul mandat, când n-ați găsit nimic aici, atâtea lucruri importante, cred că o faceți și în mandatul ăsta, terminați cu eu. Așa sper și eu să le realizăm. Cum este echipa dumneavoastră din Consiliul Local? Vă susțină, sunt de regulă? Așa că în unele locuri consilierii, chiar dacă nu prea au habar de administrația locală, nu au treabă cu legea, nu citesc, nu știu ce, tot timpul, eu știu, îi pun că nu vor ei sau eu știu, nu ei pentru primar și pun piedici. Chiar dacă are o inițiativă bună și benefică pentru locuitori. Așa. Și alte chestii, nu vin cu niciun proiect. Ai dumneavoastră, au prezentat vreodată un proiect? Să zic că, uite, un lucru legislativ, da. Eu aș vrea să fac pod peste zârlă. Da. Da. Uite cum. În primul mandat am avut majoritate în Consiliu, să spunem, au 6 consilieri, consilieri format de 11 consilieri. Da. Dar majoritatea la începutul mandatului au fost mai sceptici așa, dar peste un an de zile când au văzut ceea că lucrurile se mișcă și... Iar dânsii au venit cu propuneri, eu îi ascult, propunerile legislative nu. Pentru că unui consilier este destul de greu să facă o propunere în adevăratul sens, al, da. Tu primarul este, are, știe resursele, știe tot. Este destul de greu pentru un consilier. Vin cu idei, vin cu, dar tot primarul le pune pe hârtie și în practică. În practică e clar că... Iar acum mandat am 8 consilieri de 11, dar avem majoritate absolută, să spun. Adică nu e absolută, este mai mult de 2-3 sau 2-3. Da. Da. Și ceilalți 3? Ceilalți 3 sunt unul de la PNL, unul de la un independent și unul de la ALDE. Aștia sunt, e configurația, iar ceilalți 8 sunt de la PSD. Da. Dar la noi nu se ține, deci toți consilierii și în primul mandat și în al mandat ne-au susținut proiectele cu toții, dar am o colaborare foarte bună cu Consiliul Local. Bănuiesc că și aparatul administrativ sigur. Este pregătit și... aparatul administrativ, sigur. Dacă părerea mea, dacă primarul este, că e pionul principal, dacă primarul, un consilier poate să vină cu un proiect de hotărâre, dar dacă primarul nu pune nu este care, deschis la, exact, la respectivul, da, și are deschis. Motive și politice și nu știu ce, dar eu nu țin cont de așa ceva. Da. Eu sunt PSD, dar interesul meu mai este comunitatea, nu neapărat politica, da. Politica este politica faptului pe planul 2.
Și un face lucru frumoase, am primit sprijin și din partea partidului, nu pot să spun cu asta. Din partea Consiliului Județean, da. Categorii, da. Dar cred că oricine ar fi și la Consiliul Județean și guvernarea, dacă ești... Hai proiecte și sunt... Și proiecte de regulă, da. Bine, se mai propune niște, da, dar eu cred că toată lumea vrem dezvoltare cu toți. Nu trebuie să, da, mai ales că până în 2018 sau 2020 trebuie să fiecare localitate să aibă canalizare, să aibă apă. Da. Și am văzut că toată lumea este spre așa ceva, să sprijine localitățile să introducă aceste două minime, utilități. Da, minime, da, utilități. Minima, da. Așa este. Domnul primar, mult vă mulțumim. Da, aș vrea să încheiem aici, că e târziu și da, pentru dumneavoastră, așa. Vă urăm succes, o să venim să vedem ce faceți într-un timp mai scurt, așa, da, o să urmăresc toate aceste proiecte. Da. Și să dea Dumnezeu să le realizați pe toate până la finalul mandatului și să rămâneți atâta cât este necesar ca această comună să arate așa cum trebuie, ca o comună europeană. Și eu vă mulțumesc, dar sper să realizez. Eu, de obicei, dacă îmi pun în minte lucrurile acestea, adică dacă le-am, nu sunt promisiuni, să spun așa, sunt ceea ce vreau eu să fac, am prezentat și asta e oferta mea. Dar nu sunt promisiuni. Dumneavoastră, da, dumneavoastră ați considerat că sunt necesare în localitate. Sunt necesare, categorii, da. Da. Nu visați la nu știu ce mor de vânt. Da, sunt lucruri necesare și care se pot face. Lucruri necesare și ridică gradul de civilizație. Canalizare, apă, asfalt, ăștia sunt grădiniță, școală, domeniu cultural, primărie, sediile, ăștia sunt, dacă sunt puse la punct într-o comună. Da. Da. Restul celorlalte vin de la sine, dar dacă mai lucrurile acestea puse la punct, eu cred că și se stabilizează, nu mai pleacă nici tineri, nu mai pot veni și de la oraș la țară, invers, dar nu să plece și să nu mai da. Bine, și locurile de muncă, bineînțeles, dar dacă ai aceste utilități și ai, poți și un investitor să vină și fiecare personal, dacă are apă, canal, poate să-și dezvolte o afacere, altfel, poate să... Așa văd eu lucrurile. Așa și sper să le realizăm. La sfârșitul mandatului să ne întâlnim cu ele realizate. Da. Așa să fie. Da. Mulțumim încă o dată. Da.